Silvia Pencu a plecat cu o bursă de studii în Coreea de Sud, la 8.000 de kilometri distanță de casă. Anul trecut, la doar 24 de ani, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Seul. Cunoaște îndeaproape mass media coreană și încearcă de multe ori să corecteze imaginile greșit percepute despre România. În televiziune cum ai ajuns? Am găsit pur și simplu un anunț și am zis, o să aplic? Merg mai departe, nu? Sau da, nu știu, dar eu am încercat. Și am fost acceptată. Cum e viața într-o televiziune de la Seul? Stresant. Am avut parte de două experiențe care sunt foarte diferite, două posturi de televiziune diferite. Una din ele mi-a plăcut foarte, foarte mult. A fost ceva ce chiar aș mai face. Televiziunea se numește TV Joseon. Și ce a trebuit eu să fac a fost să merg împreună cu o altă străină în părțile mai... de la țară, să zic așa, din Coreea, deci zone foarte, foarte remote, undeva în munți, unde poate satele au doar 20-30 de locuitori, și să intervievăm niște persoane care în trecut au locuit în Seul, dar care s-au mutat la țară. Deci oameni care chiar au ceva de spus, oameni culți, care inclusiv la țară făceau anumite lucruri interesante, cum ar fi olărit sau eu știu. În schimb, în partea cealaltă a fost muncă de studio, deci cu totul alt sistem, pot spune, la o altă televiziune. YTN News se numește și acolo trebuia să citești un prompt. Chiar asta trebuia să faci, pentru că emisiunea respectivă avea cu totul alt fel de caracter. Era o emisiune educativă de limbă coreană. Cum ți se pare presa din Coreea comparativ cu presa de aici din România? Dacă întrebi un corean, cel puțin, nu o să îți spună foarte multe lucruri pozitive de multe dintre posturile lor TV sau multe dintre ziarele lor, pentru că sunt foarte des sponsorizate de anumite partide politice sau sunt foarte, cum să zic... manipulatoare? Da, dau senzația de a fi exact manipulatoare. Există însă un post care este foarte... foarte, cum să zic, considerat foarte obiectiv, dar cu toate acestea pot spune că sunt momente în care, într-adevăr, dacă citești anumite lucruri, parcă simți cum merg într-o anumită direcție și chiar recent, atunci când a fost scandalul, poate, de fapt, sigur s-a auzit și la noi în țară și atunci a fost chiar o știre de nivel internațional. În momentul în care s-a descoperit că fosta președinte, de fapt, a Coreei de Sud a fost manipulată de cu tot o altă persoană din spate, în momentul respectiv coreenii au fost foarte hotărâți și inclusiv tineri de vârsta mea sau bătrâni, nu conta vârsta, toată lumea s-a strâns în zona centrală a Coreei Seulului. În fiecare sâmbătă au făcut protest până când într-adevăr au reușit să o dea jos pe președintă. Sunt diferite? Tu ai avut posibilitatea să vezi pe viu aceste proteste. Sunt diferite protestele de la Seul față de cele de la București? Da, sunt, dar cred că și noi stăm destul de bine la capitolul ăsta, pot spune, comparativ cu ce am mai citit despre alte proteste din alte orașe ale lumii. Protestele erau foarte pașnice. Oamenii erau ca și cum s-au strâns doar la un picnic și doar că era vorba de faptul că erau foarte mulți oameni. Aveau acele, s-a numit protestul lumânărilor sau ceva de genul ăsta, aș putea să-l traduc, pentru că aveau niște lumânări pe care toți le țineau în mână și chiar vindeau zona de protest și cred că ideea la care s-au gândit a fost de a face lumină în țară, poate că asta a fost, e doar o presupunere de-a mea, dar mi s-a părut... cum să spun, efectiv făcea pielea de găină în care îi auzeau cum aclamau, dar nu a fost violent, nu a fost nimic violent, nimic cu, nici măcar nu au avut probabil intenția de a distruge ceva sau de a rupe ceva. Ei stau mai bine la nivelul educației decât noi? Da. Ca structură, la este puțin diferit, în sensul că nu au 4 ani de liceu, au 3 ani de liceu, au foarte multe cursuri și activități extracurriculare. De când are copilul 3-4 ani, chiar inclusiv de la acea vârstă mică, părinții vor opta pentru anumite cursuri opționale, cum ar fi pian, matematică, limbi străine și așa mai departe. Ceea ce e bine, dar cu toate astea sunt și cazuri în care e dusă un pic la extrem, pentru că poate copilul nu-și dorește neapărat să facă lucrul respectiv, dar e un pic împins la spate. Sau cazuri în care merg la școală și am văzut asta și o văd constant,
Sunt anumite autobuze așa galbene pe care le vezi prin oraș și autobuzele alea sunt de la institute private, unde părinții își duc copiii pentru aceste cursuri opționale după orele de școală și ajung acasă undeva pe la 10, 11 noaptea, poate mai târziu, până pe la 12 noaptea țin inclusiv, dar sunt duși în siguranță de aceste autobuze. S-ar spune că elevul corean este cel mai nefericit și cel mai obosit dintre țările care au participat la studiul respectiv, ceea ce nu este ok, adică de acolo poate și vine rata sinuciderii, pentru că au într-adevăr și un număr destul de mare pentru un număr destul de mare de studenți care aleg să se sinucidă din diferite motive. Deci pot spune că e o sabie cu două tăișuri, într-adevăr, și-au dus țara într-un loc destul de sus, ca să zic așa, au reușit să facă o performanță economică excepțională, dar cu toate acestea sunt și anumite dezavantaje pe care le poți vedea și de care și ei sunt conștienți, doar că, din nou, există acea mentalitate colectivă, dacă e din toată clasa mea, ceilalți se duc și fac cursurile astea, chiar dacă eu poate nu vreau să-mi trimit copilul, toți ceilalți își vor trimite copiii, ei vor fi mai sus decât copilul meu, atunci și eu trebuie să-l trimit pe al meu. Adică e oarecum un ciclu din care nu poți să ieși, un cerc vicios din care poate e greu să ieși. Cum suntem percepuți noi românii în Coreea? Suntem percepuți bine și în primul rând pentru că suntem în Uniunea Europeană sau în Europa în general. Ei au o fascinație pentru europeni, de care da, chiar pot spune că există. Ei sunt fascinați de ideea asta de Europa. De ce? Pentru că au impresia că e un loc foarte civilizat, foarte, cu o cultură foarte veche, un loc pe care îl văd în filme de obicei și foarte mulți coreeni merg în călătorii în Europa, în diferite țări. Recent au început să vină mai mult și în România, de obicei se duc până în Ungaria, dar de fiecare dată când vorbesc cu cineva spun, de ce nu și România? Adică mergeți mai departe. Din păcate, încă există oarecum o teamă pentru unii dintre ei cu privire la Europa de Est, din cauza faptului că aici a fost în trecut comunism. Și că, din păcate, sunt străini care, într-adevăr, cred, aici nu mă refer la coreeni, cât îmi amintesc o anumită poveste, un anumit moment în care un prieten englez cu care am lucrat la un proiect mi-a spus, până să te cunosc pe tine, eu credeam că în România pe stradă, dacă mergi, vezi așa prostituate și oameni periculoși din timpul zilei. Am zis, de ce aveai tu această percepție? Chiar nu este așa și, în primul rând, prostituția este ilegală în România. Am zis, pentru că așa am văzut la televizor la noi, așa a fost reprezentată România la noi. Și mi-am dat seama că foarte mulți străini, într-adevăr, au o impresie negativă sau greșită despre România doar din simplul fapt că a făcut parte din vechiul bloc comunist și au impresia că e o țară foarte periculoasă, ceea ce nu mi se pare.